Gelu. Gelu, Liviu Vârciu. Gelu. Mi-am dat seama. Mă, dar ce faceți? E Barbu pe aici? Ce? Una. Barbu, Barbu, da. Da? Ne-am mărit, Digi. E aici. Unu așa, unu așa sau trebuie tot la unu? Vreți dumneavoastră? Păi mai bine intră așa, unu așa, unu așa. Și de obicei noi le luăm astea. Coada, da? Am ajuns acolo la Neamărin, nu era, și am găsit un ATV, ATV-ul cu cheile în contact. Bă, nu mai lăsați ATV-urile astea că sunt eu, nu mai lăsați nicio mașină cu cheile în contact. Bă, avion dacă e, și cred că și colaj merge. Să trag eu de alea, să văd eu exact. M-am suit cu Sonia, bă, să-l căutăm pe Neamărin. Fai de mama mea, mor. Ce facem? Aaaa, Neamărin cu praf. Ia mă și asta, să-l poartă noroc. Eu, fac de cu asta în el. Tare, 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 tare! Nearața! 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 Da, oamenii muncesc din greu. E, li, bă, ești nebun. Fericire! Fericire la maxim. Uite-te cum face cu ceapa în aer. Gianni, I have a job for you. No, thank you. No, thank you. My team. Bă, dar ăștia nu muncesc, mă, frate. E pe relax. Deci nu se poate. Deci de trei zile muncim ca robii noi. Băi, Roxana, erai și tu muncitoare. Am lăudat la testimoniale. Ce-am făcut? Păi, da, hai, vină. Ești muncitoare, care. Pune mâna pe. Ce facem? Nearață! Unde e Nearață? Ăsta ne-a mărit. Bă, zic, ia stai așa. Ăștia sigur n-o să muncească. Am văzut un tractoraș. Nu era mare, nu era mic, frumos. M-am urcat în tractoraș, l-am pornit. Mamă, și ce frumos că mi-am adus aminte de copilăria mea. Auzi, mă, n-ați avut jucării când erați mici? Când eram liniștit și vedea frumos, apreciam momentul pe care stăteam acolo, se aude departe... Nearață! 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 Și am auzit un motor. Când m-am uitat, Liviu cu Sony pe un ATV. Cu viteză maximă pe o alee din aia la vreo 100 de metri de noi. Și atent că dacă vine pe aici, dați-vă așa, dați-vă așa, dați-vă deoparte. Am fugit imediat de acolo și a spus, Sandy, vino repede după mine că avem dovlecei toți pe alee. Ăsta îi va călca cu scuterul ăsta. Atât am apucat să trag doar două lădițe din alea. Bastardo! Stai, nu cred. Direct a călcat peste lădițele dorite. A făcut praf toată munca noastră. M-a luat nervii tare. M-am transformat. Am scos praștia, ei s-au dus înainte. Și el m-a zis, nu stai lângă mine, stai tu în dreapta și eu în stânga. Și asta am înțeles, adică dacă el zice așa, facem echipa. Și dă-i cu nuși după ei. Doar o străduță era și ei ar trebui să se întoarce neapărat lângă mine. Le-am aruncat galeata, plină de dovlecei aruncat și pământ. Le-a aruncat pământ în cap, ei! Mamă! Pentru mine era un război adevărat cu ei doi. Nu mai suportam faptul că s-a bătut joc și încerca în continuu să se bate joc de toți. Nu, gata, gata! Războiul selelor a fost pistol cu apă. Asta e război adevărat. Nu mai pot, jur. Îți dau una. 300, ai văzut filmul 300? Pistol cu apă. Pearl Harbor, tăi, ați văzut filmul Pearl Harbor? Pistol cu apă. Gata, băi, gata! Bă, pace, hai să ne oprim. Liviule, am zis stop, am zis stop, nu face nimic. Ei de unde? Ei aveau rușii, aveau între picioare aici. Nearață! Nearață! Vreau să mă răzbun neapărat, pentru că deja ei doi se bate joc de noi. Eu nebun sunt, recunosc, dar Sandy mă întrece. Cu asta trebuie să-l dau. A? Putru! Uite așa un pepene, stricat, mucegăit, care puțea într-un harpă de cal. Păi am luat niște pepeni în cap la un moment dat, am zis cuvântul, eu nu știam unde sunt. Am zis, cu cine, Doamne iartă-mă, mama mea, unde sunt? A vărut război și război vă dau. Voi nu știți cu cine vă jucați.
Bă, și cum mirosea? Am Adidas și în portbagaj. Eu dacă scot Adidas și din punga aia, vă dau cuvântul meu de onoare, că eu pot să eliberez plaja asta în aer liber. Nu mai e nimeni pe aici, dacă deschid punga aia. Ia uite-le! Se dezbracă, uite-l! Se dezbracă! S-a dezbracat, pentru că adevărat, mirosul ăla e scârbos. Dă-ți seama, eu aveam în gură, și în urechi, și în cap, și în suflet, și în... Hai, văzut ce frumos! Cine râdea? Hai, mama mea! Îți venea să vomit. Mai scârbos de un pepene stricat, cred că nu există în lume. Uite, că sunt periculos! Hai, vină plasă! Sandy, vină plasă! Prinde, prinde! Cât pute, barca, p***ană! Vină cu asta! Sandy, vină cu asta! Am intrat în curtea fermierului, era acolo un lac de ăsta de acumulare, ne-am urcat pe lacul ăla și a spus, zic, când vin, alergăm. Sper că bem apa, cazzo! Îi dai în gură, îi dai! Ce schifo! Bă, ce schifo! Ia, zi spiros! Ia, ia, bă, ce... Bastarda! Stai, 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 stai! Uite acolo, uite acolo, uite acolo! Prinde, pe bătrin! Nu vrei pace! Basta! Basta! Gata! Hai, jos, mâinile sus! Ia, sau predamu? Gata! Jos, jos, jur, gata! Bă, lăsă, îi dăm în gură, că vine, îi dăm în lor. Jos, jos, jos! Gata, nu mai putem, uite! Dă-te jos, te oprești, gata. Nu mai. Damărine, uite-te un pic. Cine-o tău? Exact, uite-te un pic. Damărine, pute. Păi cine, aia, nu? Stop, gata. Băi, aia, nu eu. Gata. Fugind după ei, trei. Da. Tu te duci pe Damărine, după soarta. Trei, doi. Băi, băi! Damărine! De la pepene la în cap, nu mai știam. Dacă e vară, dacă e iarnă, eu am crezut că e zăpadă. Și s-o frec cu zăpadă. Cum se jucam când eram mici, am frecat-o cu pepene la pe față. La casă! Eu l-am mușcat bine aici. Cred că aproape a dus dinți în carnea. Am piciorul vânăt. Mai aveau puțin și pleca cu o bucată din piciorul meu. Lasă-le jos! Lasă-le jos când zic! Lasă-le jos! Nu la... Lasă-le jos! A zis stop! Ai zis stop tu? Eu nu. Da, ai zis stop? Lasă-l jos că l-am zis. Lasă-l jos. Îți dau un cap, să știi. Liviu! Închide ușa, am zis. Dă-te jos. Zombie, mă, ați văzut Walking Dead. Ăia deveneau cu... Așa e, venea să se îndie. M-am simțit un leu în război. Trebuie să le faci ceva. Trebuie să le arăt cine sunt. M-am mușcat. Trebuie căluși. Lasă-l jos când zic. Lasă-l jos când zic. Hei, bastardă, mă, da! Mai să, băi, băiatul! Gata, mă, gata, gata! Gata, v-am zis! Gata, v-am zis, gata! Gata, m-am zis, dacă am zis gata, de ce nu vrei? De ce nu vrei? De ce nu stai? La bătaie cu mine castigat Neamărin. E bătrină, dar alergă. Uite ce mi-ai făcut, bastardă! Un lucru e clar, n-am câștigat noi. Aici e mai mare durerea. Când ești cel mai bătut, cel mai șifonat, ai și pierdut și puți mane norocit. Dă-te că scârbă rău, p***e, pute tot! L-am făcut un duș, l-am scos puțin de pepene lui Liviu, dar apa era foarte, foarte reci. Hei, bă, stardu! Ce mă fac? Oameni buni, era puț la, nu știu, câte zeci de metri adâncime. Apa rece, gheață. S-a făcut pielea găină, păi nu mai știa. De muncit o fi muncit, nu e cum am muncit, dar de distrus am distrus destul. Observa, mâine nota după altul. Da? Și ne mai dai și astea? Da, vi le dau dacă vi le-am promis. Mulțumim frumos, să rămână, mulțumim. Mulțumim, mulțumim. Adunați. Și ai, fiecare ia câte o lădiță. Am plecat frumos, traumatizați. Nu știu cum am plecat, știu că mă țineam de o lădiță, lădița se ținea de mine. Ce le-a arătat? Când ne-am urcat în mașină, cum puțeau ăștia, Sandy și-a pus o pungă în cap, că era toată plină de pepere murdar. Ăștia 30 de kilometri de acolo până aici am crezut că murim. Eu, dar ei că lui Sony are barbă și a rămas miserie de aia în barbă. Și lui Liviu în păr, bă, nu mai pot, mor. Să dau țuică, băiatul, tati, sau du-te la nerată să scoată miserie din el.
poate spectacol fără prezentator. Prezentatorul e fix când trebuie, la și jumate. Mi s-a spus la și jumate să vin, la și jumate am venit. Baftă, băiatule, baftă! Baftă, baftă! Hai, hai! Hei! Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la Circul Belucci! Am fost plăcut surprins să văd că promovarea pe care noi am făcut-o a dat roade. Sala a fost aproape plină, ceea ce e foarte bine. Dă-ți seama că oamenii vor să vadă și sunt încântați să ne vadă pe, mai ales pe scena unui circ. Nu o să facă ei cine știe ce, eu vă spun pe bune. Dar spectacolul nostru o să fie extraordinar de frumos pentru că avem o grămadă de artiști din Italia, numere unicat în Europa, asta vă promit eu. Așadar, să înceapă spectacolul Belucci! E a doua seară de spectacol. Sunt puțin obosită, că na, nu e ușor să te trezești, urcă-te în mașină, du-te colo, vină înapoi, du-te în partea ailaltă și e foarte greu să te aduni și să faci față tuturor problemelor și să mai fii și cu zâmbetul pe buze. Acum eu sper să-mi scap cercul, e singura mea problemă, că oricum nu-i vreo complicăciune de număr, au râs colegii de mine destul, deci e ok. E, nici nu-i de râs, e un moment extraordinar. Adevărul este că momentul de aseară n-a fost de râs, a fost de plâns. Eu cred că în seara asta-l faci să râdem. Da. Da, te rog frumos. Adică dau domnul cercului să se ducă naibii și hai, Diana! Asta pot și eu să fac, Neamărire. Da? Da. Să stau în podul ăla, să mă mișc. Ia, și îl fac de picioare. Da. Am făcut la pol fitness aia. Bravo! Al doilea spectacol, Diana și-a bandajat mâna pentru că i s-a înflat locul unde a rotit cercul, că prima dată pe palmă, al doilea show deja mai sus pentru că o durea. Am fost destul de obosită. Nu mai eram așa de proaspătă ca în prima seară. Am reușit să zâmbesc și să ies cu bine din situație. Da, asta e viața lor. Ei toată ziua muncesc, fac aia, fac aia altă și la 6:30 hai ne machiam și intrăm pe scenă. Tough job. Bine! Te-ai ieșit înainte și înapoi! Bravo! Bravo! I-ai ucis! N-am putut să-l duc aici. I-ai ucis! Mă, până la urmă, Diana ce poate să facă? Că nu putea să facă mai mult. Ea a încercat cu cerculețele alea, cu atât! E bine și așa, bravo, Diana, ce să zici? Hai să mă pregătesc. Cezar, pentru ce se întinde? Pentru ligamente. Aplauze pentru Natasha în Hula Hoop! Nu știu dacă ați observat-o, a venit Diana Munteanu aici, s-a făcut un pic de râs și s-a dus înapoi în culise să încălzească. O să vină la un moment dat. Acum avem un moment plin de emoție. Un moment plin de emoție, așa cum îmi place mie să spun, pentru că Cezar Roato o să vină să cânte. Mă, la face Caterinca? Mă, te rog, vreau să știu dacă Cezar face Caterinca. Am niște emoții. Am mai avut așa emoții. Dar, Roxana, nu vă mai spun mai multe pentru că o să dau din casă și nu vreau. O să facă niște lucruri extraordinar de complicate. A repetat doar jumătate de oră. E inconștientă, nu știu exact ce IQ are, dar cred că e foarte mare. Nu eram speriată neapărat de faptul că trebuia să intru fără să mai repet în spectacol, cât eram de faptul că mie mi se umflase foarte tare glezna. A apărut într-un final și Sandy, mi-a pus toate bandajele, mi-a zis că o să fie bine, nu aveam încredere nicio secundă că o să fie bine până nu a venit Ivan și mi-a confirmat că o să fie bine. Deci cred că Ivan a fost singurul om din circul ăsta care am avut încredere. Așa că în aplauzele dumneavoastră, Roxana, Cezar și Ivan, un moment! Yeah.
La primul show l-am avut pe Edi, care mi-a spus că trebuie să fiu grațioasă, că mi-a amintit în permanență să fiu grațioasă, să o joci, alea. În al doilea show am fost mult mai tehnică ca să fac toate lucrurile bine și aveam teama asta că o să mă doară. Curajoasă, bă! Curajoasă! Deci Roxana chiar bine. Roxana, cred că acum, fără modestie, a fost numărul 1. A făcut, s-a legat, s-a urcat pe sus, foarte bun număr. The second performance was almost the same like the first. I mean, was really good. Different costume. Maybe was she was looks better in this costume because she had nice body. So we showed the people more. And the performance was really almost the same. Mama, cred că o doare. A fost foarte ok, au reacționat foarte frumos, am avut aplauze în permanență și în timpul numărului și la sfârșit. Ce s-ar cânta foarte frumos ca și în primul show, a fost totul bine până la sfârșit. Gianni, vrei la numărul tău să intrăm toți? Băi, bă, Gianni, mă! Să-mi fac eu flotarea, mă! Vrei? Flotarea, să mor tu, dar mă fac eu flotarea. Vezi? Nu! Dacă îmi zări... Dar vreau să fac eu flotarea. Chiar îmi făceam probleme înainte de spectacol, cum să-l facem să fie mai penibil numărul meu, ca să râdă lumea. Atunci a venit Cezar cu ideea să joace alături de mine. Ia fă! Iar acum, dragi prieteni, v-am promis magie, va fi magie, dar nu magie. Va fi un număr extraordinar de greu. David Copperfield și alți magicieni vor fi mici, pe lângă acest magician care a muncit toată viața lui pentru acest moment. N-a reușit el prea mult în fotbal, dar în magie e extraordinar de talentat. În aplauzele dumneavoastră, magicianul, cel mai mare magician în viață, Gianni Chiriță, și asistentul lui Dani Cicucăducci. Primul impact pe care l-am când intru în scena aia de circ este să văd lumea așa în jurul meu și să încep... Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, copii! Adică mi se pare ceva ce nu e la locul lui. Este în premieră la Circul Bellucci. Le-am făcut numai afară aceste numere. Copii, vreau să stați liniștiți, să nu respirați. Va fi un moment de tensiune maximă. Groază, senzație! Aceste provocări, pentru că faci ceva ce nu faci în viața de zi cu zi. Hai! Mă simt extraordinar când mă aplaudă pentru prostia aia de tomberon. Adică, bă, bravo, ceva de genul. Bravo, Gianni, wow! Te rog frumos să vii. Vreau să te așez jos. În această seară o să vă prezint ceva ce nu s-a mai văzut în România.
Lăsați-mă să mă concentrez. Nu respirați, vă rog. Dani, asistentul meu, mi-a zis în prima seară de spectacol că trebuie să fii foarte serios. Ușor. Ridică-te. Coboară. Ușor, ridică-te ușor! Coboară! Și acum, copii, o să vedeți cum zboară în tavan! Zboară! Ce faci, mă, plăiesc? Te doare spatele? Păi de ce nu mi-ai zis înainte? Eu n-am făcut eforturi mari să fiu serios, pentru că, efectiv, eu nu mai puteam de râs. Frate, nu poți să vii să prezinți un tomberon, o ruletă și ultima oră pe Cezar, care n-a putut să ridice și s-a ridicat capră. Eu, în momentul ăla când l-am văzut capră, vă jur, nu mai puteam de râs. Doamnelor și domnilor, Cezar Roatu, Dani, Roxana Vancea, Diana Munteanu și magicianul vostru internațional, pentru număr de magie extraordinar de nemai văzut, penibil, ușor, Gianni Grizzo. Bravo! Prezinți o ruletă, un tomberon și pe Cezar Roatu, care stă capră, nici măcar nu poate să stea drept. E ceva ce nu s-a văzut în România. Vreau să cer scuze față de Gianni, că mi-a stricat numărul într-un fel, dar au râs oamenii. Noi l-am făcut de la Las Vegas, în Dubai, unde l-am mai făcut. Da, acum a avut o zi proastă. Am avut o zi proastă. El, de fapt, levitează și acasă, dar aici s-a întâmplat să, de la căldură... Doar mă sună pe WhatsApp și levitez. Problema e că mă doare spatele astăzi. Chiar după spectacol am fost contactat de toți managerii de afară să vin să prezint numărul. O să mă mai gândesc, pentru că mi-e foarte greu să mă împart în toate direcțiile. Oricum a fost tare. Mie mi-a plăcut maxim. Până la urma urmei, cred că ăsta e scopul. Să râdă oamenii, că îți dai seama, să... Gianni Chiriță, magician. Oricum toți erau așa. Îți dai seama, copiii săraci așteptau ceva, dar nu venea tomberon, ruletă și cu ăștia care levitează. Dar unde să leviteze? Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și acum vine un moment extraordinar de simpatic și de interesant pentru voi care cunoașteți dansul românesc. După cum vă văd că sunteți îmbrăcați, sunt convins că știți cu călușiu. Hai, fiară, hai! Să zboare piciorușele! Așadar, în aplauzele dumneavoastră, Mudava Gigișan! Stop, când eu am dansat, Liviu a văzut în sală niște călușari. A, stai puțin, tăticule. Ia veniți voi, ia dansați voi, să vedem dacă dansați mai bine decât tăticuțul. Hai, 3, 2, 1, ia! Ce-ați făcut, mă? Ei, ăștia erau copilași de 12, 13, 14, 15 ani. Aia nu erau sincroni. Ăstea sunt obișnuiți să aibă un vătaf, să le zică ceva, sau cu muzică. Cunosc foarte bine profesorilor. Ei erau aici, într-un festival, și au venit să vadă și ei spectacolul, și cu ocazia asta au dansat cu mine. Toți odată cu mine! Doi și... Bine, stați așa. Lăsați bețele jos. După care am chemat și fetele, care au un ansamblu, și fete, i-am adus acolo, ai, hai cu ritmul de nouaș. Hai și dumneavoastră! Ai văzut ce frumos se dansează? Hai! Bravo! 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 Bravo
Marin! Bravo! Aplauze pentru Barbo, pentru Nea Marin! Bravo, Nea Marin, ce fain a fost! Foarte tare! Oamenii sunt foarte încântați și de spectacolul din această seară. Au fost la înălțime, au ajutat și fetele foarte mult. Și Oatu, Gianni a fost super, super, super tare. Mie mi-a plăcut. M-am bucurat și mă bucur în continuare pentru că dacă nu era Nea Marin, nu mai eram magician. Îmi place ce văd, am cunoscut oamenii ăștia care trăiesc în circ. E o muncă grea, îmi place să mănânc cu ei, îmi place să vorbim, îmi place să facem lucruri, să vorbim fel și fel de chestii, mai ales de numere, de tot, dar până după ce se termină, vreau să mă duc în camera de hotel și să mă liniștesc. Nu mă văd trăind aici la circ, nu mă văd. Bravo, copii! Mai muncim împreună, că a fost minunat. Bravo! Vă pup, vă iubesc, o seară minunată, hai! Ziua 3, o zi nebună, marca Nea Marin. Eu zic că mai pot. Eu așa zic, să vedem ce urmează în ziua 4. Pentru onor spre dreapta prezentați Ara! Mâine e o zi cu alte socoteli, cu altfel de cai putere greu de îmblânzit. Mă mai înțeleg cu corpul ăsta nebun. Am luat o corpul razna. Băi, nu mai da mai așa, băi, omule. Tot ce faceam le deranja pe Roxana. Mama, tot timpul lamentează de ceva. Nu cred că Roxana îmi place de mine. Bine că te-ai prins și tu după două luni de emisiune. Ce se întâmplă aici? Ești prea dură, ești prea dintr-o bucată. Iartă-mă pe mine, m-am băgat în seamă cu tine. Nu mai... Urmează o nebunie, ei să facă ceva contra mea. Acolo s-a produs o satisfacție internă. Acum cu piatră dau! Vama veche ne cheamă la ea, dar nu pentru distracție, ci pentru treburi la Kerhana. Parcă sunt făcute muncile alea pentru noi, zici că sunt pregătite dinainte. Evident, se lasă cu certuri la soare. Toată ziua cu tine! Nea Marin, explică la fata asta cum mi-a explicat și mie. O să vezi că mă înjubă. Nea Marin, spune să facă ceva! Mama, ca ora asta! Roxana a cedat psihic. Acum plângi? Acum nu. Dorința de mărire a lui Vârciu va prinde rădăcini în pensiune. Mă, Liviu, mă, erai băiat bun, mă, lasă-ne, mă, frate, și pe noi. Faci treaba, ne facem de râs, eu că am de la treaba. Dar tu n-ai făcut nimic. Șeful s-a dat Liviu, ne-a alergat cu motor, m-a dat și cu betișorul pe picior. Bă, nu vă e rușine, v-a pus omul ăsta la treabă, ce aveți, mă, de cărați 4 mese? O Podgorie va scoate din vedete zeama gustoasă a unor momente vesele. Adică noi trebuie să ajungem în partea aia? Păi rândul ăla de vie era tocmai la București. Hai, ce rost e în pasta cu picioarele să ți... Da, ide! Urcă-te în șgheap, să storci tu cu picioarele. Băi, nebunul, cum storci cu picioarele acolo? Bă, dar vezi, bă, de treabă, mă, eu făta! Anea Marin era sfătuitorul șef. Hai, împingi, împingi. Băi! Ei, prindeți piciorul. Dar veselia adevărată îl va cuprinde pe Gianni, care își va căuta fată de măritat. Căutați-mi o femeie să aibă între 29 și 36. Gianni e la matrimoniale, mă. E 43, nu vezi? Nemăritată? Aproape măritată. Nici o șansă să mă sun. Nu pot să divorțez, nu-i nicio problemă. Nici femeile astea de la țară nu mai sunt ce au fost. Îl lasă pe ăla. M-am nenorocit. Gluma se îngroașă când la orizont se va arăta o nuntă adevărată a unui bun prieten. Teo, să zic prietenul meu cel mai bun, în sfârșit s-a căsătorit. Deci se lasă cu spectacol creme de la creme. Hai da, hai da, nu te mare, că de soarele vale. Să-ți tragem o afară, că la cu să face sară. Care va să zică, avem de toate din plin. Căci așa se întâmplă când intri în horă cu năstrușnicul Nea Marin.